Mutarea liceului teoretic din Petroșani la școala generală numărul 5 naște discuții aprinse. Reprezentanții școlii generale IGEDUCA din Petroșani sunt nemulțumiți de faptul că directorul Colegiului Național Mihai Eminescu din localitate vrea să se mute în clădirea de la școala generală numărul 5 și mai mult decât atât nu i-a consultat în această privință. Mai mult, cei de la școala generală îl contrazic pe directorul liceului care a declarat că la școala 5 învață doar câțiva zeci de copii. Școala generală numărul 5 din Petroșani este structura școlii generale IGEDUCA din localitate. Eu consider că această alegere sau pur și simplu această discuție chiar nu ar trebui să existe și nu și-are locul, deoarece, așa cum vedeți și ați observat, în această instituție funcționează 14 clase. Este vorba de 5 clase de învățământ primar, este vorba de 4 clase de învățământ gimnazial. Pe de altă parte, vorbim de 3 clase de copii de la învățământul special și, în ultimul rând, avem 2 clase de învățământ frecvență redusă. Ați fost consultați în privința acestei mutări? Liceul teoretic nu ne-a consultat, nu ne-au întrebat. Nu înțeleg de ce dumnealor se hotărăsc acum să facă acest pas, de ce n-au luat această hotărâre în urmă cu câțiva ani atunci când s-a făcut comasarea școlilor. Pe de altă parte, din câte știu eu, nici nu știu cum funcționează de 2 ani de zile încoace, pentru că au avut controlul Aracipului, care normal n-ar fi trebuit voie de atunci să le dea aviz de funcționare. O posibilă mutare i-ar afecta în primul rând pe elevii școlii generale numărul 5, dar și pe cadrele didactice care și-ar pierde norma. Cel mai tare sunt afectați copiii și părinții care locuiesc în această zonă. Nu își doresc să vină în centru, fiindcă ei locuiesc în acest cartier. Sunt la un bloc sau 2 blocuri de școală și sub nicio formă părinții nu sunt de acord să aducă copiii pe mașină, pe microbuz, în alte școli din oraș. Plus că deja sunt obișnuiți, spațiul este al lor de atâția ani de zile, iar liceul teoretic probabil trebuia să se gândească și sper să se gândească mai bine în momentul în care au plecat pe drumul ăsta. La nivelul administrației locale din Petroșani nu s-a aprobat încă o astfel de mutare. Cei care ar trebui să dea un aviz în acest sens sunt consilierii locali. Această alternativă a mutării elevilor de la liceu teoretic la școala din cartierul Aeroport este doar o propunere, doar o idee. În momentul în care se va merge pe această idee, se va decide că această idee este cea care poate rezolva această problemă, cu siguranță se va găsi o soluție astfel încât și elevii de școală generală să poată frecventa acea locație. În cursul acestei săptămâni și reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar Hunedoara vor analiza această situație, urmând a stabili anumite măsuri care pot fi luate în cazul celor 2 unități școlare din Petroșani.